Costumul național este o adevărată comoară, fiind lucrat manual și cu multă iscusință. Nu e de mirare că prețul unui asemenea artefact ajunge și la 10.000 de lei. Dar cât costă un costum popular vechi de 100 de ani? Dacă este păstrat în condiții bune, iar croiul, cusăturile și simbolurile păstrează istoria și tradiția, atunci el poate să reprezinte o adevărată comoară. Deși există un singur port tradițional, la origine există câteva elemente definitorii pentru fiecare regiune din România. Costumele populare sunt adevărate opere de artă, cusute cu grijă și reprezentând moșteniri prețioase. Femeile și bărbații de origine dacă aveau o vestimentație asemănătoare a portului popular românesc. De exemplu, femeile purtau o cămașă de pânză care seamănă cu ea și o fustă care aduce cu catrința. Pe de altă parte, bărbații purtau tunică din cânepă și pantaloni care aduc cu portul popular din Moldova, iar în picioare purtau celebrele opinci. Costumul popular românesc este compus pentru femei din cămașă, fustă și o piesă care se înfășoară în jurul brâului, se numește fotă, împrejurătoare sau catrință, zadie, oprea sau zavelcă. În anumite zone se poate adăuga cojoc și batic de mătase. Pentru bărbați, costumul popular e format dintr-o ie, pantalon și opinci sau cizme, iar în unele zone se folosește pălărie sau clop. Un costum popular compus din catrință, poale, ie, vestă și batic negru se vinde cu 2.500-3.000 de lei, dar în funcție de vechime, el poate costa și mai mult, poate ajunge și până la 8.000 de lei sau câteva mii de euro.